Bun găsit! Sunt Anca Mazilu și înainte să vă prezint invitatul ediției de astăzi, vă rețin un minut pentru rubrica nouă, Neurochange. Sabotorul este un gând automat negativ pe care îl ai atât de bine ascuns în tine, încât nici nu-ți dai seama că prin ochelarii lui îți formezi realitatea și normalitatea. Iată principalii sabotori care te chinuie mereu și îți lasă gustul acela permanent de nemulțumire. Presupunerea. Aceasta este eroarea de comunicare și gândire cea mai frecventă. Este atunci când tu știi deja tot, fără să examinezi circumstanțele, fără să afli exact despre ce este vorba. În loc de știu deja că nu o să-mi placă acolo, antrenează-te să acționezi așa. Nu știu cum va fi, dar sunt dispusă real să încerc. Supra-generalizarea se referă la tendința de aplicare a unui singur incident la toate aspectele vieții tale. Dramatizezi o dificultate obișnuită, generalizând-o în mod excesiv, folosind cuvinte ca toți, niciunul, întotdeauna, niciodată, nimeni. În loc de el nu face nimic bun niciodată, încearcă, uneori acționează pe placul meu, alteori nu. Prin urmare, ceea ce nu-mi place mie nu este neapărat greșit, doar pentru că este diferit. Acum că ai toată această informație la dispoziție, nu o ține doar pentru conversația de la cină. Începe și pune în practică. Ai să simți diferența. Iatros întâi vindecau spiritul, după aia vindecau fizicul. Creierul construiește mintea. Iar mintea este cea care dă semnificația ceea ce se întâmplă în jur. Noi nu luăm decizii de fapt conștient, noi le justificăm conștient. Deci avem normalitate, liber arbitru și discernământ. Liber arbitru spune în următor, tu ai proprietatea acțiunilor tale. Dacă eu nu am contact cu mine, și la asemenea, până am făcut-o eu, dracu m-a pus. Pentru a avea paharul emoțiilor limpede și pentru a funcționa și a fi cât mai aproape de întreaga noastră ființă, noi trebuie să avem creierul funcțional. Înțeleg bine? Exact. Lucrăm pe creier, te învățăm pe cum să-l controlezi, astfel încât să schimbe mintea, care schimbă, de fapt, modul în care tu percepi realitatea. Reprezentarea contextului înseamnă unde mă aflu eu în viața mea, ce resurse am, care sunt limitările mele și, foarte important, cum anume pot face. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un instrument absolut uluitor. Toți l-avem între urechi. Creierul uman. Problema e că manualul de instrucțiuni s-a pierdut sau s-a furat. Facem AVC-uri, facem infarcturi, facem tot felul de boli cronice care ne omoară încet și sigur. Care e rolul creierului atunci? De ce nu ne ține el în viață? De ce nu dezactivează automat? Foarte bună întrebare. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională din România. În ultimii 20-30 de ani, neuroștiințele și epigenetica au dovedit științific ceea ce strămoșii noștri știau de mult, că mintea noastră ne poate îmbolnăvi sau ne poate însănătoși, că gândurile noastre ne pot deveni cel mai bun aliat sau cel mai mare dușman. Însă despre definirea termenilor, să înțelegem exact la ce servește creierul, unde se află mintea, cum se produc emoțiile și cum se produc gândurile noastre, ne va răspunde la toate întrebările astea doctor psiholog Costin Dămășaru. Bun venit, Costin, în studioul Eu Pot. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Tu ai inventat o tehnologie care a uimit inclusiv America. Tu ești omul care a studiat în România cele mai multe creiere, peste 7000 de creiere. Tu știi exact cum funcționează mintea și gândurile și creierele a peste 7000 de oameni din România și din străinătate. Ce este creierul? Unde se află mintea noastră? Și cum reușește mintea să producă gândurile astea care ne îmbolnăvesc sau ne însănătoșesc? E o temă de actualitate, pentru că acum tehnologia de ultimă generație, așa cum ai spus și tu, ne ajută să redescoperim, însă cu ajutorul cifrelor, cu ajutorul științei, ceea ce înainte știau străbunii noștri, fenomenologic. Uite, în Grecia antică, medicii se numeau iatros. Și iatros întâi vindecau spiritul, după aia vindecau fizicul. Medicina alopată și care salvează milioane de vieți, a crescut speranța de viață. Este absolut uluitor progresul. Însă, medicina alopată acum, la nivel global, se transformă
și începe să înțeleagă de fapt că abordarea carteziană de până acum nu îndeplinește toate funcțiile care trebuie să le îndeplinească. Abordarea carteziană înseamnă că omul este trup și dacă te doare genunchiul, trebuie să rezolvăm genunchiul exact. Cu orice risc. De la Descartes, filozoful francez, matematician, care a schimbat fața lumii în multe privințe, însă a dat această direcție. Corpul e aici, capul e aici și nimic între ele. Ceea ce este un pic problematic, pentru că ultimele descoperiri în neuroștiința aplicată spun că, de fapt, avem trei mari componente. Hai să le luăm uite aici pe masă, ok? Ca să fie cât mai ușor. Să spunem că ăsta este creierul, calculatorul, ok? Da. Asta este mintea, iar ăsta este omul. Care e diferența între ele? Care este legătura între ele? Păi, creierul are 86, peste 86 de miliarde de neuroni, uluitor de mult, care fac împreună peste 60 de trilioane de conexiuni. Ceea ce este absolut, nici nu putem echipui ce se întâmplă. Acest creier, ce face? Creează mintea. Mintea care, de fapt, creează realitatea în care suntem noi. Hai să dau un exemplu. În orice carte de biologie de clasa 7-a, scrie că eu când mă uit la tine acum, te văd invers și mai mică. Iar creierul meu, prin zona occipitală, că de fapt noi vedem cu zona occipitală, știi că se spunea ai ochi la ceafă, da, ai ochi la ceafă, că stai aici, mai sus un pic. Ochii sunt niște senzori. Și creierul ce face? Păi, eu nu te văd pe tine, eu văd fotonii de lumină care se reflectă din tine, din masă, din masa asta, din scaunul pe care stai, din pielea ta, se reflectă în cei doi senzori pe care am, ochii. Ochii ăștia doi, senzori, transmit informația către zona occipitală, în spate, deasupra cefei, care face sens. Și spune, stai puțin, că Anca nu trebuie să fie cu capul în jos și cu și așa de mică. Și atunci ce face? Mărește imaginea și întoarce. Ca să facă sens. Adică, ceea ce văd eu, ceea ce vezi tu, ceea ce vede oricine, este de fapt un construct mental. E o interpretare. Da, e o interpretare, o colectare, procesare și utilizare a informației în context. Okay. Este important să pornim de la acest aspect. Tot ceea ce vedem noi, tot ceea ce simțim noi, de fapt, este rezultatul a interacțiunii celor peste 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Creierul construiește mintea. Iar mintea este cea care dă semnificația ceea ce se întâmplă în jur. Pentru că, uite, sunt 52, bine, 48 plus 4, cum vrei să iei, 52 de Brodmann areas, zone ale creierului, ca niște țări, 52 de țări. Felul în care comunică ele, felul în care fac comerț, felul în care se războiesc între ele pentru resurse, și acolo e un război, determină cum e mintea noastră. Care minte determină povestea vieții noastre, cine suntem noi. Ultimele teorii în domeniu spun că nu există conștiință, de fapt. Noi nu putem să o găsim, să o măsurăm. Conștiința, de fapt, este narativul pe care noi ni-l construim. Cine suntem noi. De ce spun asta? Păi, dacă eu te întreb pe tine, Anca, cine ești tu? Și tu o să-mi spui, sunt Anca Mazilu. Ok, nu mă interesează numele. Sunt profesionist. Ok, sunt. Și o să dai tot felul de raportări la un context. Dar tu nici măcar nu știi cine ești. De ce? Și aici ne legăm de un concept foarte, foarte interesant, liber arbitru. Liber arbitru care spune că eu am proprietatea acțiunilor mele. Și pe mine mă întreabă studenții la facultate și clienții la centre dacă eu cred în liber arbitru. Și eu spun da, eu cred în liber arbitru. Eu cred că am proprietatea cuvintelor. Eu, Costin Dămășaru, am proprietatea acțiunilor mele. Dar cine sunt eu? Eu sunt 15% conștient. Restul sunt subconștient și inconștient. Imaginează că eu sunt cartea asta, da? Eu care mă cunosc pe mine, sunt atât, paginile astea. Restul, habar n-am cine e. Pentru că acolo se iau decizii, de fapt. Și este bine cunoscut faptul că noi nu luăm decizii, de fapt, conștient. Noi le justificăm conștient. Subconștientul ia deciziile. Și aici intervine epigenetica. Sunt foarte recunoscător și binecuvântat să fi lucrat cu așa de mulți clienți, că am văzut, de fapt, unde anume
se ascund crăpăturile în povestea asta care ni se livrează. Unde anume există anumite neadevăruri sau jumătăți de adevăr. Un mare neadevăr care ni se spune și în teoria conspirației, e pe bune chestia asta, este că noi știm ceea ce facem tot timpul, că noi luăm deciziile tot timpul conștient, că noi suntem responsabili de ceea ce facem, liber arbitru. Însă, e o problemă aici. Întregul sistem de justiție se bazează pe noțiunea de discernământ. Eu am discernământ, la 18 ani discernământ. Când am luat 18 ani, gata, discernământ. Adică știi să discerni binele de rău, da? Exact. Și binele de rău, cum îl discern, e foarte, foarte relativ. E vorba de etică, de fapt, și regulile care ți se impun. Și aici vorbim despre normalitate. Deci avem normalitate, liber arbitru și discernământ. Trei concepte pe care se bazează însă structura de existență a societății noastre. Le luăm pe rând. Normalitatea ce înseamnă? Citez. Adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Trebuie să spună ceilalți că sunt normal. Eu nu pot să spun că sunt normal. Ceilalți trebuie să spun. Eu nu pot să fiu normal singur, că n-am la ce să mă raportez. Uh-huh. Și atunci, tu trebuie să te afiliezi, să te validezi ca om. Că trebuie și chiar trebuie să te afiliezi undeva, că nu poți fi singur. Sau poți să fii singur, dar noi suntem animale sociale și încep să o iei puțin pe arătură, ca să spun așa. De ce e important să fii normal, cu linii de rigoare? Pentru a te putea, pentru a-ți putea justifica existența, de fapt. Și de ce, ce înseamnă? Asta e puțin controversat, dar e un concept foarte real. Ultima teorie, am citit într-o carte, spune așa: oamenii se căsătoresc pentru a-și putea justifica existența. Să-și dea și ei un sens în viață. Sau sunt în relații. Hai să nu spunem căsătorie. Oamenii sunt în relații ca să justifice existența. De ce? Ca să fie cineva martor la existența lor. Pentru că tu nu poți să fii martor la existența ta. Că nu notezi, sunt unii care notează în jurnal, dar tu nu poți să fii conștient de tine decât prin intermediul altuia. Pentru că vine și terapia Imago și spune, omul se naște dintr-o relație, se rănește într-o relație și se vindecă în relație. Exact. Despre asta vorbește, corect, nu? Corect. Pentru că în momentul în care eu sunt într-o relație cu cineva, mă raportez la acel cineva și prin cutie de rezonanță emit ceva, mi se întoarce. Uh-huh. Dacă eu emit ceva și nu se întoarce nimic, înseamnă că n-am emis nimic, corect? Uh-huh. Și atunci, asta se întâmplă și tocmai bine sau rău, dar e... Sau nu neapărat corect, înseamnă că de partea cealaltă tu nu ai fost auzit și validat. Exact, și nu se întoarce nimic. Și atunci, nu mai știu, dar ca să poți să ai relații semnificative, și aici e secretul de fapt, trebuie să fii ok cu tine. Dar nimeni nu ne învață cum să fim ok cu noi. Toți ne învață cum anume să ne validăm în exterior. Și de asta spune teoria că noi căutăm relații ca să cineva să fie martor la existența noastră. Asta spune teoria. Eu sunt într-o relație ca cineva să fie martor la existența mea. De ce? Pentru că eu sunt atât de deconectat cu mine încât nu pot să fiu martor la existența mea. Propriul martor în viața mea. Și atunci am nevoie de cineva din exterior care vine și ca ecran de proiecție în care mă invalidez și pun toate de asta în alt episod. Dar trebuie să mă valideze cineva. Și revenim la liber arbitru. Liber arbitru spune în următor: tu ai proprietatea acțiunilor tale. Dacă eu nu am contact cu mine, nu am, că nu m-a învățat nimeni. Cum pot să iau decizii avizate în context pe care mi le asum, dacă de cele mai multe ori nu mă recunosc pe mine când iau decizii? Și e o poveste, nu știu dacă e adevărată, dar e foarte interesantă, care spune că acest concept de liber arbitru a fost dezvoltat de către Inchiziție pentru că avea o problemă. Se duceau la unul care, nu știu, a făcut rău. Și l-a spus, până am făcut-o eu. Dracu m-a pus. Eu? E și un sketch foarte tare filmat aici la TVR cu Toma Caragiu, cu Mephisto, când spunea, eu, dracu? Doamne, cum eu? Însă conceptul de liber arbitru în accepțiunea generală acum, în centrele de cercetare, e un pic mai complexă. Pentru că, îți dau un exemplu absolut fascinant din 2004-2006, ceea genul ăsta. Un tânăr din Texas s-a suit în turnul unei universități și a început să-i împuște pe aia cu o pușcă cu lunetă. Acum câțiva ani, 10 ani, nu știu, genul ăsta. Și i-a împușcat pe aia și a tras un glonț în cap și a murit. Tragedie, s-au dus acasă la el.
soția și mama erau moarte și le împușcați și pe alea înainte să se ducă în turn. Partea interesantă acum vine. Au descoperit niște jurnale, niște agende ale tânărului respectiv, asasinul respectiv, care spune așa: bă, nu știu ce se întâmplă cu mine, că de ceva zile încoace îmi vine să fac rău, îmi vine să o împuși pe mama, îmi vine să o împuși pe soția, nu mi-a făcut nimic rău și vreau să omor cât mai mulți oameni. Vă rog frumos, după ce o să fac asta, clar o să le fac, că ceva mă mână și nu știu ce, că nu-i de la mine, vreau, vă rog frumos, să-mi tăiați creierul, să faceți o disecție, să vedeți ce se întâmplă în creierul meu, că ceva clar nu-i simt că nu sunt eu. Ok, zi și făcut. L-au luat, i-au făcut disecția și au găsit o tumoră pe amigdala neuronală. Și amigdala neuronală, unde avem rușinea și frica, care dau agresivitate. Iar tumora respectivă apăsa pe amigdală. Și amigdala respectivă, o zonă din creier, foarte puternică, care are pe deasupra, scrie orice, începuse să preia controlul. Iar și omul respectiv devenise agresiv, pentru că era un factor extern, cu tumoră, care presa pe altă zonă, punea presiune. Asta și a schimbat comportamentul. Asta e fascinant, pentru că deodată ne-am dus de la un comportament, de la gând și la emoție, provenite din minte, dar care de fapt aveau la bază un drac fizic, între ghilimele, o componentă fizică în creier. Și atunci trebuie să înțelegem că pentru a avea paharul emoțiilor limpede și pentru a funcționa și a fi cât mai aproape de întreaga noastră ființă, noi trebuie să avem creierul funcțional. Înțeleg bine? Exact. Azi mai dau un exemplu pe care îl dau și clienților, studenților mei. Să spunem că asta este o ceașcă de ceai. Și aici ceaiul fierbinte, apa fierbinte, lăsăm la o parte ceașca. Ceașca e, să spunem, cutia craniană. Înăuntru avem molecule de apă care fierb, au fierb, sunt la o anumită temperatură și se mișcă pe acolo, a interacționează. Caide înseamnă că e mișcare destul de puternică și se freacă între ele și de-aia creează căldura. Aburul e mintea, de fapt, care este rezultatul moleculelor la care se agită între ele și comunică și schimbă, se freacă între ele și fac căldură, ok? Și creează aburul. Aburul nu este ca apa respectivă, pentru că e altă stare de agregare a materiei. Stare gazoasă. Asta e stare lichidă. Și, dar aburul respectiv, de fapt, este mintea. Și dau un exemplu. Cum putem noi să... Că nu poți să intri în abur să schimbi. N-ai cum. Cred că așa se disipează. Dar vrei să schimbi aburul, ce faci? Păi mai introduci ceva în apa aia clocotită, care schimbă compoziția aburului. Asta facem noi, spre exemplu. Să schimbi mintea, trebuie să schimbi creierul. Exact. Și asta facem noi, cu un mare succes până acum, pentru că am înțeles, de fapt, componenta, și aici e secretul, de asta avem rezultate foarte bune, că înțelegem, de fapt, non-invaziv, cu duhul blândeții, să înveți creierul, să-și condiționeze creierul, care schimbă mintea, care schimbă realitatea în care ne aflăm. Ăsta e omul, cartea. Unele pasaje sunt întunecate, altele pagini sunt lipite. Noi ce facem? Lucrăm pe creier, te învățăm pe cum să-l controlezi, astfel încât să schimbe mintea, care schimbă, de fapt, modul în care tu percepi realitatea. Nu în sensul că începi să mergi pe stradă și să râzi ca prostul, nu. Începi să-ți dai seama, de fapt, ce este obiectiv. Și aici avem două mari concepte, percepție și perspectivă. Percepția este ce cred eu că se întâmplă, perspectiva ce se întâmplă cu adevărat. Percepția este, bă, s-a uitat la mine Ramona și cred că are ceva cu mine. Nu, perspectiva este, s-a uitat la mine Ramona, vrea să vină să-mi dea să fac ceva de muncă. Punct. Nu are nimic cu mine. Asta e diferența. Sau am mers pe stradă și cineva s-a împiedicat și a căzut lângă mine. N-a avut nimic cu mine, a căzut. Punct. Sau tot felul de evenimente în care credem că cineva are ceva cu noi. Și noi sunt instanțe în care chiar are cineva ceva cu noi. Dar să știm chestia asta, pentru că altfel trăim în paranoia. Și calitatea vieții scade foarte, foarte mult. Intrăm în paranoia și în momentul în care noi ne considerăm buricul pământului. Deci, practic, ce spui tu este că noi ne scoatem din starea asta, că se învârte, se rotește totul în jurul nostru, că cineva are ceva cu noi, înseamnă că noi suntem epicentru. Și de unde vine asta? De unde? Și am amintit de asta, din liber arbitru. Pentru momentul în care cineva îți spune, bă, tu ești responsabil, opa, începi să te gândești, păi dacă eu sunt responsabil, înseamnă că sunt cel mai important. Reprezentarea contextului înseamnă unde mă aflu eu în viața mea, ce resurse am, care sunt limitările mele și, foarte important, cum anume pot face. Ce? Și aici, de fapt,
întrebarea, ce obiective am eu? Iar dragostea de sine înseamnă, citez, capacitatea creierului de a avea reprezentarea contextului și de a genera strategii optime de gestionarea contextului pe termen mediu și lung. Mai pe românește, dragostea de sine înseamnă să am grijă de mine acum, dar și peste 10, 15, 20 de ani, să fac ce trebuie ca să-mi fie bine, adică să mănânc cum trebuie, să dorm cum trebuie, să am relații semnificative, să mai las puțin din supărări și din nervi, din agitație, să-mi dau seama că o victorie poate să însemne de fapt un mare eșec, că pe termen mediu și lung sunt praf, că de fapt o promovare înseamnă de fapt că o să muncesc mai mult și nu o să am timp pentru familie și s-a dus naibii tot. Și până 5 ani de zile s-a terminat și mor și eu. Asta e reprezentarea contextului, de fapt. Și aici este, de fapt, discernământul. Să poți să-ți dai seama cine ești tu, ce ai de făcut, ce anume te motivează și cum anume să-ți atingi obiectivele fără să arzi ca o lumânare la ambele capete. Și, practic, o persoană care nu are percepția asta de sine e prima care spune, păi, ce legătură să aibă, nu știu, boala mea cu gândurile mele. Nu-i nicio legătură. Exact. Nicio legătură, pentru că sunt atât de disociat și 99% din oameni sunt așa. Ok. 99% din oameni refuză să accepte ca o problemă. De ce? Tot de la creier vine. Mintea spune, bă, lasă-mă că o să treacă, lasă-mă că nu-i nimic, bagi o pastilă și o să fie ok. Poate e așa, dar poate că nu e așa. Și atunci creierul ce face? Obiectivul creierului este să te țină așa cum ești. Creierului... Să nu te schimbi niciodată. Exact. Homeostazie, echilibru interior. Obiectivul numărul 1 al creierului tău, Anca, ca și al meu și al tuturor de aici, este să nu mori. De aceea creierul tău face tot ce poate ca să te țină în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Anca Mazilu să nu moară, cu costurile aferente. Noi vedem care sunt costurile. Problema apare, exact, problema apare după ce se termină evenimentul. Că se duc și supărările și se duc, trec, toate trec. Problema e că nimeni nu-i spune creierului tău că s-au terminat și rămâi acolo. Iar creierul tău se transformă dintr-un protector într-un fel de gardian, temnicier de închisoare care nu-ți dă voie să evolueze. Și aici, de fapt, este problema. Noi nu știm cum anume să vorbim pe limbajul creierului nostru cu creierul nostru, cu gardianul, de fapt, temnicierul de închisoare. Și noi ce facem? Ajutăm clienții noștri să scrie manualul de instrucțiuni pentru creierul lor pe limbajul creierului lor în mod non-invaziv, fără efecte secundare, cu duhul blândeții. Pentru că e ca și cum învățăm o limbă străină. Noi nu știm cum să comunicăm cu noi, că dacă știam... O făceam până acum. Exact, uite, cum fac Shaolinia de stau în cap, stau în degete, stau la minus 20 de grade și fără nicio cămașă pe ei și n-au nicio fel de problemă. Oamenii aceia știu cum să comunice cu creierul lor. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un instrument absolut uluitor. Toți îl avem între urechi. Creierul uman. Problema e că manualul de instrucțiuni s-a pierdut sau s-a furat. Nu știm asta încă. Tu ai spus mai devreme că principalul obiectiv al creierului este să ne țină în viață. Și totuși ne omoară de multe ori. Facem AVC-uri, facem infarcturi, facem tot felul de boli cronice care ne omoară încet și sigur. Care e rolul creierului atunci? De ce nu ne ține el în viață? De ce nu dezactivează automat? Foarte bună întrebare. Hai să-ți răspund. Imaginați că acolo unde e geamul ăla, să spunem că e un filtru de aer. Și ăla este singurul loc prin care intră aerul în camera asta. Dacă acel filtru este murdar, oricât de curat ar fi aerul din exterior, când trece prin filtru, se murdărește și tu respiri aer murdar. La fel și cu informația. Avem colectare, procesare și utilizarea informației. Am spus mai devreme de gardianul respectiv, temnicerul. Problema e că pe măsură ce înaintăm în viață, sistemul de referință pe care îl folosește temnicerul este corupt, este poluat, este neupgradat. Și atunci deciziile pe care creierul le ia nu sunt un context. Și el primește aer, care de fapt sunt informații, care sunt murdărite de filtrul respectiv și apoi se iau decizii pe baza informațiilor corupte. De aceea creierul face greșeli. Pentru că el are primary objective. Protejează omul să nu moară. Okay. Și atunci, de exemplu, tu n-ai avut grijă de tine. N-ai avut. Te-ai supărat, ai pus
la inimă tot. Am mâncat emoțional, ai mâncat nu mult, m-am mișcat. Am da, n-ai făcut mișcare, da. Ai început să mai și bei, ai început să te mai enervezi, nici nu mai ești cu prietenii, poate nici nu a mers o promovare, poate business-ul s-a lăsat în cap. Și atunci începi încetul cu încetul să-ți dai pumn, că tu ești cea mai la îndemână persoană. Cunoști? Mm-hmm. Te răzbunși pe ceilalți, dar ăia mai fug de tine, tu nu fugi de tine. Și dai în tine până nu mai știi. Și atunci creierul spune, bă, ok, ce facem cu ăsta că moare aici? Hai să vedem ce facem. Păi, creierul are două pedale de accelerație, supraviețuire și evoluție. În cazul ăsta apasă pedala de accelerație pe supraviețuire. Și atunci energia pe care o are, care, atenție, e finită, nu e așa neinfinită, uh-huh. Ai 100% energie. Dacă înainte foloseai 35% pentru evoluție, 65% pentru supraviețuire, acum o să ai 90% pentru supraviețuire, 10% pentru evoluție. Ce înseamnă asta? Creierul intră pe modul avarie și spune, ce facem cu asta? Îi mai dăm la atenție, nu înțează că nu o să moară acum dacă nu e atent la nu știu ce. Bine, tai atenția. După aia, ce facem? Hai să tăiem și emoțiile, când vezi că suferă ca un câine. Hai, tăie și emoțiile. Nu mai are emoții, dar tăind toate aceste linii de comunicare cu, de comunicație cu tine și cu exteriorul, de fapt, pereții celulei, că de-aia e temnice, că de-aia într-o cușcă, uh-huh. Se îngustează. Până când te strâng. Ce înseamnă te strâng? Calitatea vieții este atât de scăzută încât creierul trebuie să ia decizii. Și ce spune? Bă, hai să dăm ăsta ceva, ce facem? Nu mai avem energie să ținem în funcție toți neuronii. Taie de neuroni. Pâc, AVC. Nu mai avem energie ca să putem să susținem rinichii. Taie rinichii. Nu mai avem energie ca să putem să susținem cogniția elevată. Ce se întâmplă? Păi omul nu mai dă randament la muncă. E concediat și s-a terminat. Pentru că asta și asta vedem pe Brain, e absolut un instrument absolut uluitor de investigare a creierului uman, fascinant. Și noi suntem cam cei mai buni pentru că avem zona asta de sondarea subconștientului colectiv cu zona de applied neuroscience. Ce înseamnă asta? Sondarea subconștientului colectiv, eu am învățat asta la Bert Hellinger Institute în Olanda și în Germania, constelațiile. Și am făcut 400, acum am dezvoltat o inovație. Neuroconstelații în care le legăm 6 creiere în rețea și începem să facem niște chestii foarte interesante, să sondăm subconștientul colectiv. Constelații, silent constellations, cu neuronii legați în rețea. Se creează o suprastructură. Toate astea în România, vorbim de în România, niște la centrul science meu. Fiction, așa. Da, la centru, suntem cam unii cei mai buni din lume pe zona asta și inovăm foarte, foarte, ne vin și patentele acum de invenție. Revenind la problema cu creierul, la întrebarea pe care mi-ai spus-o tu, a fost și pe la voi pe aici, un fotbalist, fost fotbalist absolut faimos, spune așa, nu poți să pui pepe în șeasă castraveți. Adică nu poți să faci ceva toată viața și te aștepți că la un moment dat tot să fie bine. Nu. Creierul face un făuntor. Omul îi transmite tot felul de semnale mixte. Bă, n-am grijă de... Creierul spune, dar ce n-ai grijă de tine? Ce ești prost? Hai să mai dă și să mai trimite niște semnale. Pac, ți-a morțit o mână în timpul somnului. Lasă-mă, nu-i nimic, nu mă, doare, pac. Am stat rău. Pac, ai, nu știu, ai sciatică. Da, uite. Creierul ți le dă, îți trimite mâna amorțită, da. După care tot creierul vine, lasă-mă că nu-i nimic, bagă pastila și oricum am stat rău. Tot creierul vine ăla și nu te păcălește. Nu, aia este zona conștientă. Pentru că tot de la creier vine, dar creierul, și aici vine foarte bună, foarte bună intervenția. De ce? Aici avem o disonanță cognitivă, de fapt. Adică un clash, un război între creier. Și de aici vine supraempatia, de fapt. Fii atentă, foarte multe persoane care vin la mine spun... Domnul Costin, domnul Dămășaru, domnule, îmi pasă prea mult de ceilalți. Ok, asta se numește supraempatie și vine niște traume. De ce? Păi avem așa, hai să o lăsăm asta aici. Avem creierul care spune obiectivul lui e să te țină așa cum ești. Și aici vine o energie din subconștient care spune, bă, fă ceva că murim aici amândoi. Nu se poate. Și atunci ce fac? Găsesc o soluție. Care e soluția? Capra și varza, da? Nu se înțeleg. Și spune în formător. Se înțeleg și capra și varza acum. Este o energie care trebuie consumată pentru a ajuta, pentru a te ajuta pe tine și mai asta ca să nu se schimbe nimic. Și atunci au găsit soluția, capra și varza, și au spus în felul următor. Consumăm energia, dar pe alții. Astfel încât eu am consumat energia care trebuie, pe care trebuia să o consum pentru mine, pe care mi-a dat-o creierul, dar creierul și-a păsat și-a făcut funcția, nu s-a schimbat nimic la mine. Și atunci eu, în loc să mă uit asupra mea, să înțeleg și să iau măsuri, mă uit la tine și plâng de mine și vin și te ajut. Și eu simt că am făcut ceva, dar nu pentru mine. Dau cămașa de pe mine. Exact. Și mai vine și religia care spune, fă pentru toți, dă de la tine că dai, că nu mai să dai, dai de la Dumnezeu. Nu, nu e adevărat, mori. Dacă nu mai ai de unde să dai, mori. Nu vine Dumnezeu, spune, te-ai jertfit pentru toți. Și de mâine tu o să moștenești în părția, da, mor și moștenești în altă parte, nu moștenești aici. Dar asta este, de fapt, narativul. Aha.
eu fac ceva, dar nu pentru mine. Adică creierul e mulțumit, bă, ăsta n-am schimbat nimic. Energia asta consumată pentru evoluție s-a consumat, dar nu pe mine, toată lumea e mulțumită. Mai puțin eu care mor. Și restul în jurul meu, mamă, ce băiat bun e Costin. Hai, mai vină pe la noi. Și tu mori acolo, pe altarul suferinței. Pentru că, și aici e o... este foarte subtilă, dar așa o condiționare comunitară, dă de la tine, că ești un om bun. Corect, dar Iisus a spus în felul următor. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dacă tu nu te iubești pe tine, cum să iubești pe ceilalți? Sau dacă tu n-ai învățat cum exact. Să te iubești, nu știi exact. Ce e iubirea. De ce nu merge... mersul la sală. Mersul la sală. De la 1 ianuarie sau exact. De luni. Rezoluțiile alea, la... înainte de, pe 31 decembrie, toți scriem rezoluții. La anul o să rup cu sala, mă duc, rup. Și e o problemă, pentru că merge o dată de două, de trei și nu mai merge. De ce? Păi, cum am spus, creierul, obiectivul lui este să păseze lucrurile la fel, să nu consumi energie. Și vii tu frumos, pe 2 ianuarie, hai, s-a deschis la sală, te duci, creier, vreau energie. Da, mă, ok, cât vrei? Păi vreau 15%. E ca și cum ești într-o corporație, ăsta e exemplul pe care îl dau, și te duci la departamentul de energie. Bună ziua, bună ziua, dar ce vrei? Vreau și eu vă rog 5% în plus energie. Stai mă, cum adică? Nu se poate. Adunete rog frumos un dosar de fundamentare da. A solicitării tare. Păi ce? Păi uite, ia de aici lista. 665 de reguli. Ok, bine. Pe documentul pe care trebuie să-l aduci. Fii tu frumos, bancă. Păi stai mă, nu, n-ai șină. Păi ok, te duci a doua zi. Ce face creierul de fapt? Te pune la teste. Dacă într-adevăr ești hotărât și meriți să-ți dea energia aia. De-aia e important să mergi 21 de zile. Mm-hmm. Să ai o disciplină. Să crezi în obicei. Pentru că va înțelege creierul că tu, de fapt, chiar vrei să aloci energia respectivă și meriți să ți-o dea. Dar mai face creierul ceva foarte interesant. Trimite niște emisari. Niște prieteni, guvern de rigoare, care spun, ce-ți trebuie, mă, sală ție? Te pune și mai mult la încercare, în afară de dosarul locului. Și ne mai trimite niște colegi care să vină la tine și spună, ce-ți trebuie, mă, sală? Dacă te iubește... Maria, te iubești așa cum ești. Nu trebuie să te ieși la sală. Ai fost toată viața ai fost, stai mă, sau dimineața când te trezești, te uiți așa la 4 ore. Ce-ți trebuie mă, la 6 dimineața? Sală îți trebuie ție la 40 de ani. Stai mă, acasă mă, o să ai după energie. Povești. Uh-huh. Și atunci creierul te pune la încercare. Și tu ce faci? Disciplină, prin disciplină, treci peste asta. Îi dovedești creierului că merit să-ți dea energia respectivă. După mai multe încercări, 21 de zile, crezi mă că s-a aprobat, te-ai energie, de acum înainte 3 ani de zile, bagi la sală. Și iar vin să întreb, de ce face creierul asta cu tine? De ce te tot pune atâta la încercare, în loc să vină în susținerea ta? Tu vii și zici, gata, de pe 2 ianuarie încep să mă duc la sală. Și creierul să zică, bravo Costin, în sfârșit, de 20 de ani tot îți trimis semnale da. Că nu faci ce trebuie. Hai să te încurajez. Pentru că lui nu-i pasă. Dacă tu ești depresiv, anxios, fericit, nu-i pasă. Aha. Lui îi pasă să păseze homeostazia, să te țină în viață. Atât. Creierul tău nu știe are... de bine și de rău. Nu, n-are conceptul ăsta. Creierul okay. tău, întotdeauna, între supraviețuire și evoluție, va alege supraviețuire. Pentru că ăsta este obiectivul lui. Și tu trebuie să-l convingi, lucrând cu el, de fapt, ca să schimbi mintea, ca să te ajute pe tine, să înțelegi, de fapt, care este semnificația vieții tale? Uite, piramida lui Maslow cu nevoile de bază. Uh-huh. În momentul în care ți-ai asigurat nevoile de bază, atunci începi să comunici cu creierul, bă, vreau mai mult. Creierul a făcut această piramidă, de fapt. Până nu-l convingi că tu ai tot ce-ți trebuie, nu-ți va da energie. Și cum îl convingi că ai tot ce-ți trebuie? Începând să comunici cu tine. Prin meditație, prin rugăciune, prin antrenamente neuronale, prin altele. Pentru că există o diferență majoră între ceea ce credem noi că îi spunem creierului și ce îi spunem de fapt creierului. Creierul este un servitor, dar care de cele mai multe ori, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, preia controlul și face ce crede el că face. Servitorul cui? Cine-i stăpânul? Omul. Dar omul care controlează creierul, care controlează mintea, care controlează omul. Ăsta este de fapt. Aici de fapt este e un triunghi. E un triunghi de fapt. Hai să spunem așa, treimea. Ok? Uh-huh. Omul, creierul, mintea. Omul controlează creierul sau trebuie să-l controleze. Creierul concepe mintea, minte care ne arată nouă cine suntem și unde suntem. Uh-huh. Dar de la om
pleacă tot. Scânteia aceea de divinitate. Și atunci, în funcție de numărul ăsta de pagini pe care noi avem datoria să-l creștem, pagini de conștiență, așa putem să mergem în, să schimbăm practic sensul determinării din triunghiul despre care vorbești. Exact. Pentru că dacă tu, deci asta este cartea, da? Până aici, să spunem la 41 de ani cât am eu, astea sunt toate paginile vieții mele. Eu cunosc și țin minte, nu știu, 8%. Conștient, că de conștient, minte, restul sunt acolo. Dar toate paginile astea de aici condiționează creierul, adică au forțat creierul să fie într-un anume fel, care a forțat mintea să fie într-un anume fel, care de fapt îmi arată mie cartea. Și atunci ce fac? Comunic cu creierul, care schimbă mintea, care îmi revelează mie de fapt cartea adevărată. Cartea mea, că de-aia spune cunoaște-te pe tine însuți. Cunoaște-te pe tine însuți înseamnă să lucrezi cu creierul, care schimbă mintea, care începe să ne reveleze cine suntem noi, cum suntem noi și începem să pătrundem mai puternic în cartea asta, pentru că primele pagini pot fi înșelătoare. Introducerea poate fi înșelătoare, că dacă eu citesc doar introducerea la o carte, nu înseamnă că am citit cartea. Dar îmi fac niște concepții, o idee și îmi bazez sistemul de referință doar pe introducere, când de fapt nu e adevărat. Mintea are capacitatea de a-ți arăta adevărul despre tine, care la început te va enerva, dar după aia te va elibera. Tătruf și seciu, fribăt, fărăsitul, mesioap. Adevărul te va elibera întotdeauna. Dar prima dată te nebunești. Da, cum s-a întâmplat în cazul meu, spre exemplu, dar e important să ridici, de fapt, cortina respectivă, dacă vrei, să vezi totul. Dar este foarte puternic. Și bulversant. Exact. Eu vreau să te întreb un lucru. După ce ai reușit să te ții de obiectivul tău, de cum mersul la sală e exemplul pe care l-am adus aici, după 21 de zile, dacă tu refaci brain map-ul despre care ai vorbit, această hartă neuronală, tu poți să vezi cum s-a schimbat ceva în creierul tău, în fizic, în organul numit creier, astfel încât tu să ai puterea și determinarea să-ți continui parcursul către sală? Mai mult decât atât, putem să vedem ce s-a întâmplat fizic cu neuronii, cum comunică ei, dar să dăm o explicație cum s-a schimbat și mintea. Să pui în context, de fapt. De aici suntem cei mai buni. Că putem să vedem fizic, ce sunt cifrele. Cifrele spun adevărul. Ok, deci însă, în aria neuronală. Neuronul comunică. Care... Sunt 17 mari indicatori. Bun. Și luăm indicatorii aia, și asta am învățat în ultimii 5 ani, am lucrat cu foarte mult, peste 7.000 de clienți, să iau acele informații, le pun în context și văd mintea cum s-a schimbat, de fapt. Pentru că eu nu lucrez cu creierul, eu lucrez cu mintea, dar n-am cum să lucrez cu mintea dacă nu lucrez cu creierul. Deci trebuie lucrat cu ambele în același. Ca la biliard, cum spun, dai cu manta, nu dai direct. O lovitură indirectă. Eu nu vreau să lucrez cu creierul, eu vreau să lucrez cu mintea, asta e obiectivul meu, dar n-am cum să ajung la minte decât prin creier. Însă, cu duhul blândeții, non-invaziv, pentru că eu lucrând cu peste 7.000 de creiere, mi-am dat seama că creierul uman e ca un copil mic, cu o putere fantastică. Nu te duci să-l lovești, Bruschezi. Nu te duci să-l urli la el, nu te duci să-l forțezi, că faci. Dar după aia, când prinde momentul, se răzbună. De ce ne vorbim, noi credem că vorbim frumos cu noi și de fapt ne biciuim la nivel subconștient și nici nu ne prindem vreodată, de-abia într-un brain map, așa cum am aflat și eu, abia într-un brain map vezi, băi, vezi că tu s-ar putea să fii un pic prea aspră cu tine. Pentru că poți. Răspunsul la 99 dintre întrebări din 100 este pentru că a putut. De ce Anca vorbește urcă? Ce Costin vorbește urcă? Că a putut. Pentru că... Eu cred că sunt blândă cu mine, că am grijă de mine, că uite, că fac meditații, că fac un alta. Este minunat. Senzația mea este că eu sunt blândă și sunt ok cu mine. Și vine breme pus și zice șap-șap. Nu, ia uite acolo. Da, deci și ăsta este narativul pe care tu îl construiești, că ești ok cu tine. Însă, și aici de fapt este turnesolul, este testul, dacă ești cu adevărat blândă cu tine sau nu, deciziile pe care le iei în viață. Visele pe care le ai, momentul în care tu stai cu tine, dar nu alea în care totul e minunat. Nu alea în care s-au întâmplat proiectele, toată lumea e minunată în jurul tău, vai Anca ce frumoasă ești, nu. Momentele în care ceva nu se întâmplă cum trebuie. Atunci poți să vezi exact cum ești cu tine. Aha. Mike Tyson are o vorbă care spune așa, toate planurile sunt planuri foarte bune până ți-e un pumn în gură. La fel și cu noi.
Tot noi suntem, Doamne, eu, păi uite, am succes, fac asta. Când nu merge ceva, ce se întâmplă? Atunci îți dai seama, de fapt, cum vorbești cu tine. Și uite, și telespectatorilor, le propun un test, înainte să adoarmă, de-aia foarte mulți oameni dorm cu televizorul. Să de nu ce? Și audă gândurile. Exact. Acolo este, de fapt, se numește stare hipnagogică. Înainte de somn, între somn și veche. O stare foarte puternică pe care noi o folosim ca să creăm supraoameni, de fapt. Între somn, testul s-a antrenat așa. Stare hipnagogică, între somn și veche, când moții așa, ți-asculți gândurile, de fapt. Și acolo îți dai seama, de fapt, dacă ești blând cu tine. Blând cu tine nu înseamnă să ieși să-ți cumperi cea mai frumoasă roche sau cel mai frumos costum, să iei o mașină, să mergi prin oraș, să mănânci ce vrei tu. Nu, 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 înseamnă să fii blând cu tine. Blând cu tine înseamnă că atunci când dai de greu, să fii ok cu tine. Să te motivezi. Să spui, e ok. Ai și tu partea ta de vină, dar fără rușine și frică. Hai să vedem ce poate să poate aici. Nu foarte mulți oameni fac asta. Când dau de greu, dau cu biciul în prima persoană pe care o văd. Care? Ei. Și dau acolo. Uh-huh. Asta când ceva nu se întâmplă. Încep să înjuri în capul tău. Bă, și încep să înjuri pe tine. Așa de fapt. Faci tu de fiecare. Exact. Dată... Vezi, ți-a zis, mama, ți-a zis, vezi, George ți-a zis. Și atunci, aia e de fapt. Ăla e dialogul interior. Nu e când totul se întâmplă cum trebuie. Pentru că sunt momente în viață în care lumea nu e fair. Doamne Sfinte, lumea nu e fair. Din toate direcțiile poți să ți-o iei. Și cu cât ești mai zâmbitor și cu cât ești mai naiv, cu atât. Eu am 2023, a fost anul lecțiilor pentru mine. O să scriu 3 cărți pe ce s-a întâmplat în 2023. De ce? Pentru că... Și eu circulau un text pe tema asta cu... nu poate să spună, să-i reproșeze căprioara leului că a mâncat-o. Păi căprioara nu s-a dus la leu să-i facă nimic. De ce a mâncat-o? Păi aia e natura leului. Și dacă ești înconjoan numai de lei și faci pe căprioara, să te mănânci. Și atunci ce faci? În momentele respective, felul în care vorbești cu tine, ăla este limbajul interior. Când lucrurile nu merg așa cum ți-ai planificat tu, pe cine tragi la răspundere? Nu numai că pe tine o să tragi la răspundere. Și numai că e biciul de-ainte, că așa a făcut și mama ta, așa a făcut și tatăl tău, așa a făcut și la școală, dobitocule, prostule, stai cu mâna la spate, nu știi să scrii. Și alea se întipăresc. Da. Și e foarte greu să scap de asta. Și dacă tu, că uite, cum mi-a spus un client, ce vin mă la tine atâta să stau? Că eu dacă stau, uite, ia spune-mă, dămășarule, că dacă nu vin la tine și stau eu frumos, nu o să se întâmple ce trebuie. Și da, dar cu niște condiții. Unu, să locuiți pe o insulă exotică, unde să nu fie mașini, să n-ai poluare. Doi, cineva să vă facă de mâncare în fiecare zi, chestie super ok. Trei, să mergeți la sală acolo pe insulă toată ziua. Patru, cineva să vă satisfacă toate nevoile, să nu vă enervați deloc. Atunci, da, sigur, poți să spui, Doamne, e ok, lucrez cu mine, vreau. După ce ai murit, te ajuns în grădina Edenului. E și aici, de fapt. Da. Aia e grădina Edenului, de fapt. Uite, e și aici. Urlă oameni, mașini care poluează, energie foarte uite, negativă. Pescărușii care ne deranjează. Tot. Ieși afară și foarte puține, mai ales în mediul urban, foarte puține elemente tind să te ajute. Majoritatea tind să ia ceva de la tine. Tu poți să ai două instanțe în viața asta. Resursă sau pradă. Poți să fii o resursă pentru cineva sau o pradă. Depinde tu cum te poziționezi. Uh-huh. Și atunci dacă tu în momentele alea, și hai să spunem în relația cu tine, da? Când s-a întâmplat ceva cum trebuie și atunci tu ești fie o resursă și apoi în care investești și devii capital, ca în nu resurse umane, cum așa mi-a făcut doctoratul, motivație, primul doctorat, diferența între resursă și capital. Resursa e cea pe care storci și o arunci, capitalul e cea în care investești și apoi ai investiție. Poți să fie resursă sau capital sau pradă. Uh-huh. Și dacă ești pradă, tu te pui la dispoziția celorlalți. Și asta cum se întâmplă? Bă, prost ai fost, bă, Costine, că ți-a luat, că din vina ta vezi și atunci cazi în ce în ce mai mult în spirala asta și inviți pe ceilalți să profite și mai mult de tine. Și sper dar... să vină un salvator să te scoată exact. Din starea aia. Și atunci... Uite, cum am spuneam mai devreme, nu poți să pui pe misioasă castraveți. Dacă toți ți-au spus că ești prost, la un dat o să credeți pe tine că ești prost. Atunci ești prost, ți-au spus ceilalți. Dar asta e părerea despre tine. Cum am spus la începutul interviului, tu te validezi, te justifici prin intermediul celorlalți. Uh-huh. Mai e vorba aia, dacă trei oameni îți spun că ești beat, trebuie să te culci. Ok, dar poate sunt ei beși și tu nu ești. Uh-huh. Aia e normalitatea. Normalitatea înseamnă afiliere. Dacă tu nu vrei să te afiliezi cu ea, înseamnă că ești oaia neagră. De aia chiar sunt beți. Și atunci vor și asta ești la fel și cu durerea. Dacă oamenii suferă, vor să te facă și pe tine să suferi, ca să fii alături de aici. Dacă nu suferi, înseamnă că ceva nu e regulă cu tine. Aici, de fapt, este subtilitatea actului de a simți. Pentru că e ceva atât de complex, atât de fin, încât nu poți să pui mâna pe el. Ca burul ăla, cum zicea că e mintea mai devreme. Asta e, de fapt. Uh-huh.
Și atunci e cu duhul blândeții. Și cum poți să spui tu că te iubești pe tine când în momentele de criză ești primul cal de bătaie? Dai acolo până moare calul. În loc să-l iei frumos, să spui vorbești, hai să ieșim, Costin. Hai să ieșim. Uite, și eu îți spun toate astea pentru că mi-am pierdut mințile 5 ani de zile și în momentul în care îți pierzi mințile, îți dai seama de fapt cine ești tu. Când te mai raportezi la ceilalți, te raportezi la tine. Și eu, datorită traumei prin care am trecut destul de severe, mi-am dat seama de fapt cine anume sunt eu, că nu mai sunt nimic. Pentru că nu mai raportam la nimeni. Adică te pierzi în hățurile rău de tot. Dar atunci mi-am dat seama, a fost un moment de revelație absolut uluitor pentru mine, când mi-am dat seama că eu nu sunt de fapt ceea ce mi se spusese până atunci. Uh-huh. Și atunci când nu mai aveam absolut nimic, când, uite, când mi-am pierdut mințile, și aici o teorie la care lucrez acum și o să fie în următoarea mea carte, mintea de fapt ce e? Eu îl văd ca pe un carusel. Știi cum sunt carusele cu caie așa de sembrut? Asta e mintea de fapt. În fiecare context mai vine câte unul. Mai vine câte unul. Pentru că nu poți să ai aceeași minte în fiecare context. Alta este când ești cu soția sau cu iubita prin parc și alta e când ești la muncă. Mm-hmm. Nu poți să zâmbești cum îi zâmbești soției, că pari idiot. Dar e altă minte acolo. Și asta, mă, uite, apropo de cărți, vă recomand acum pe final o carte, Dune. Sunt 6 cărți, au apărut și film acum, partea a doua. Mm-hmm. Absolut genial. Eu cărțile le citesc o dată pe an. În fiecare an recite toate 6 cărțile. Și asta, Frank Herbert a fost un geniu. A fost ceva absolut, îmi pare rău. Cred că e una din puținele persoane pe care îmi pare rău că nu am reușit să le cunosc în viața reală. Și îmi cunosc prin intermediul cărților sale. Și acolo, de fapt, e, o să vedeți și în film, bine, cei care citesc cărțile îți dau seama mult mai mult în film, subtilitatea actului de creație a emoției. Asta e, de fapt. Și cum e mintea. Că mintea asta, de exemplu, ce am arătat eu mai devreme, e 1, 2, 3, 5, 10, în funcție de context. Uh-huh. Și eu mi le-am pierdut pe toate. După aia mi le-am redescoperit, dar altfel. Uite, în Peter Pan, și cu asta încheiem, era omul care își pierduse mărgelele. Ăla își pierduse mințile, de fapt. Uh-huh. Alea erau. Și știi că făcea pe nebunul prin film. Ăla își pierduse mărgelele. Avea mărgelele cu el în pungulița lui și le pierduse. Mărgelele, de fapt, erau mințile sale pe care le pierduse. Și mărgele respective erau, de fapt, cuantumul de emoții, experiențe care definesc omul. Și toate fațetele sale, exact. Populația de subpersonalitate. Exact, exact. Costin Dămășaru, mulțumesc tare mult pentru toată informația de astăzi și abia aștept să mergem cu discuția mai departe, pentru că e mare plăcere, e infinit. Ce am înțeles eu din discuția de astăzi, că într-adevăr creierul este superputerea noastră. Ca să avem o minte sclipitoare, să avem mintea ca aliat al nostru, astfel încât să ne cunoaștem și partea subconștientă și să o facem din ce în ce mai conștientă, adică să ne citim paginile vieții noastre din ce în ce în mai multă profunzime și să înțelegem exact ce să facem cu viața noastră și pe ce direcție să mergem, trebuie să avem grijă de creierul nostru, de creierul nostru ca și organ, astfel încât mintea să fie acel pahar cu apă limpede, care să fie capabil să ia decizii, iar acest liber arbitru despre care am vorbit toată emisiunea, să fie prietenul nostru, să ne determine să luăm decizii în cunoștință de cauză. Până data viitoare, vă invit pe YouTube să urmăriți peste 200 de ferestre către o viață trăită ușor, frumos și bine. Căutați-ne pe Facebook, căutați-ne pe Instagram și pe noi, eu pot, dar și pe Costin Dămășaru. Mulțumesc și ne vedem data viitoare!